Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu anunță scoaterea la concurs a 20 de funcții vacante de inspector școlar. Cadrele didactice care doresc să candideze trebuie să îndeplinească o serie de condiții. În primul rând, candidații trebuie să fie titulari, să aibă studii superioare și să nu fi fost sancționați disciplinar. O altă precizare legată de funcția de inspector școlar pentru învățământul preșcolar este aceea de a fi absolvit cel puțin ciclul 1 Bologna și să aibă funcția didactică de profesor pentru învățământul preșcolar, aceeași precizare și pentru funcția de inspector pentru învățământul primar. Dosarele de înscriere se depun la sediul inspectoratului în perioada 27 aprilie-5 mai. Probele de concurs se vor desfășura în perioada 20 mai-5 iunie. Graficul desfășurării concursului, cu specificarea programului zilnic și a locului de desfășurare, se vor afișa în cel mult 3 zile înaintea de prima zi a sesiunii de concurs. Metodologia de concurs, tematica, bibliografia de concurs, declarația pe propria răspundere, fișele de evaluare a probelor, fișa cadru a postului de inspector școlar, precum și lista documentelor necesare înscrierii la concurs, se afișează la sediul Inspectoratului Școlar Județean.